Salutare! Suntem aici astăzi cu Dan Rață, cu câștigătorul Business Makeover și o să vedem ce a însemnat pentru el această competiție. Cum a fost pentru el înscrierea, perioada de bootcamp, ce s-a întâmplat în final, cum s-a pregătit pentru etapa asta, ce a învățat din Business Makeover și, bineînțeles, cum s-au aplicat lucrurile și ce s-a întâmplat după finalul competiției. Bună, Dan! Salut și bine v-am găsit! Poți să ne spui câteva cuvinte despre tine, așa la început? Sigur. Cum, nu știu, cum a venit ideea asta de business? Cum ai intrat în, în domeniul acesta? Vreau să facem o afacere de mult timp, pentru că noi ne-am mutat la țară și acolo nu ai din ce să câștigi existența. Da, este mai complicată logistica. Da, e mai complicat. Nu prea poți să te angajezi la un loc de muncă la altcineva acasă sau nu prea ai unde. Și atunci am zis, mă, trebuie să facem o afacere în mediul online. Uh-huh. Și în ultimii ani am început să vedem despre ce e vorba, că să învățăm cum ar trebui să arate un business și ce ar trebui să facem. Super. Și ideea asta de, sau ideea produselor, ideea nișei, de unde a venit? Ideea produselor a venit de la, adică a descoperit-o cumva asociatul meu, Raul, care în același timp este cel mai bun prieten al meu. Uh-huh. Că avem o relație de prietenie din totdeauna, aș putea zice, și asta ne-a făcut să ne asociem. El are un vlog auto. Uh-huh. Cumva prin vlogul ăla a avut interacțiunea cu cei care produc echipamentele noastre și așa, prin mai multe povești, am luat hotărârea să le aducem în România. Super! Super, super, super. Și să începem. Și cum ai aflat de Business Makeover? Cum a ajuns competiția asta la urechile tale și cum ai ajuns să te scrii? Eu tot căutam informație pe internet despre business, despre online, despre magazine online, despre tot ce înseamnă partea asta. Și cum voi vă faceți promovare pe net, v-am găsit și pe voi. Am citit unele materiale, dar nu am, cumva au trecut pe lângă mine informația tot ce înseamnă GoMag, nu am luat-o în seamă așa în serios. Dar după ceva timp, când m-am întâlnit cu un prieten bun de-a meu, Sergiu Rad, de la Airless Consulting, i-am zis ce vreau să fac, magazin online și așa, și el a zis, bă, du-te pe GoMag. Adică nu-ți pierde timpul, că eu mi l-am pierdut, am pierdut și timp și bani, du-te pe GoMag, că acolo e treabă bună. Du-te la loc sigur. Da. Și m-am abonat la tot ce aveți voi, așa mai departe, așa am văzut și reclama cu concursul și am zis, asta e pentru mine. N-ai și m-am înscris. N-ai fost deloc reticent. Nu, m-am înscris din prima. Bun. Știu că tu ai făcut tot timpul multe activități în concurs și pe perioada de bootcamp și pentru finală te-ai ținut cumva de planul propus de noi. Cum a fost pentru tine perioada asta de bootcamp? Pentru că în bootcamp a avut loc construirea magazinului. Atunci participanții și-au construit singur magazinul pe GoMag. Cum s-au întâmplat lucrurile pentru tine? Pot să zic că destul de ușor. Adică am luat efectiv ce mi-ați dat voi de făcut, am luat toate task-urile, le-am pus într-un sistem de task management, le-am împărțit pe task-uri mai mici și m-am apucat de ele unul după altul. Adică nu... A, deci a fost și o organizare. Da. Uite că și chestia asta este importantă, să ne organizăm puțin activitățile și să punem pe hârtie ce vrem să facem, astfel încât să avem așa un plan de acțiune. Cel mai greu a fost să-mi dau seama ce informații trebuie să pun în anumite bannere. Uh-huh. Adică să-mi dau seama sau să găsesc informația pe net. Și la task-urile... Și cum ai reușit să... Tot în Academia GoMag, în 80% din cazuri, acolo am găsit informație. Super, super. Deci ți-ai dat seama prin articolele pe care le citi acolo că ar fi cazul să pun asta și asta pe banner. Da, exact. Ok, super. Super. Dar care a fost cea mai dificilă parte pentru tine din perioada de bootcamp? Cea mai dificilă? Partea asta de creație. Uh-huh. Chiar dacă am știut ce informații trebuie să pun într-un banner sau într-un text, cumva am
partea asta critică, adică îmi dau seama când un text sau un banner, un design e bun, dar nu știu să-l fac, nu știu să-l creez, da, să fie da, bun. Da, 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 da. Dar ăla rău îl văd, ăsta nu e bun. Da, corect, corect. Teoria... Da, teoria asta teoria bine cu... Practica. Și am avut foarte mulți prieteni din diferite puncte cheie care m-au ajutat cu sfaturi foarte bune și punctuale. Am înțeles. După perioada de bootcamp, noi am avut niște sesiuni de confruntări, unde antreprenorii care au participat la Business Makeover și-au prezentat magazinele și nu numai magazinele, ci planul de business, ce propunere de valoare au ei, cum văd că se vor dezvolta lucrurile pe viitor, ce dificultăți sau tot felul de situații și-au imaginat ei că pot apărea și ce soluții, cu ce soluții au venit. Știu că de atunci planul tău deja a părut super interesant, încă din perioada de bootcamp. Cum au fost pentru tine sesiunile alea de confruntări? Cu ce informații importante ai plecat de acolo, de la jurați, din discuțiile pe care le-am avut acolo? O învățătură foarte importantă, cred eu că este, că am învățat să dau drumul la treabă, adică chiar dacă nu a ieșit, nu e încă perfect, în orice proiect sau parte mică din site sau din orice faci, chiar dacă nu e perfect, dar să-i dai drumul, să vezi ce zice lumea. Super. Și din feedback să îmbunătățești fiecare etapă. Am înțeles, deci ai învățat să nu mai fii cumva reticent și să lași lucrurile să meargă și apoi ongoing exact. mai ajustăm. Foarte tare. Planul de business, cum a fost pentru tine să ți-l construiești? Care au fost lucrurile care ți-au pus probleme acolo? Cred că cea mai dificilă parte a fost să mă informez despre cum trebuie să fac un plan de business. Ce trebuie să conțină. Adică ați dat voi în linii mari, dar n-ați dat detalii despre fiecare punct în parte. Și atunci m-am informat mult despre cum trebuie să arate un plan de business și m-am și uitat la concurență, să zic, dar nici nu concurență directă din țară, cât de afară. M-am uitat aia ce fac. Cum, ce cifră de afacere au, cum pun problema. Deci e foarte importantă partea asta de research și să ne ținem de research-ul ăsta, adică să nu fie așa unul făcut la suprafață, pentru că putem să vedem aici dovada clară că research-ul funcționează. Care a fost diferența între perioada în care tu ți-ai construit magazinul și partea de finală, când magazinul era live? Cum au fost, cât de diferite au fost lucrurile pentru voi? Acum nu știu din ce am avut noi de făcut. Ca experiență, da. A început să vină comenzi. De asta întreb. Da. Asta e cumva natural să se întâmple. Da. Adică eu nu mă așteptam să vină comenzi pe site, sincer. Zis, bă, nu se poate din prima lună să încep să ai de lucru. E imposibil, nu m-am așteptat. Chiar dacă calculele ziceau că s-ar putea, dar nu eram așa, eram reticent. Și după ce am dat drumul, am pus, am făcut de fapt un concurs, așa am lansat site-ul. Am făcut un concurs, am oferit câteva produse cadou dacă te înscriai la newsletterul nostru. Și s-a înscris lumea, serios, am făcut concurs, am dat premiile și după aia a început să vină comenzi direct. Deci am deschis site-ul în 1 aprilie și cred că până în 15 aprilie aveam destul de bine comenzi. Ok, dar a fost pentru voi așa, nu știu, overwhelming că au venit atâtea... Am nu au fost așa multe comenzi, că nu... Cumva comenzile au valoare destul de mare, dar... Nu au fost multe, să zic, că n-am făcut față, că am fost pregătiți, cum am făcut niște proceduri cu comenzile, când intră comandă ce am de făcut, am automatizat din start tot, adică intră comandă, am dat un click, s-a făcut factura, am mai dat un click, s-a făcut AVB-ul. Iau legătura cu clientul să văd dacă
Dacă sunt bune dacă datele. Dacă sunt bune datele și ce o comandă de pe site, ce are el nevoie, cu adevărat, că mai sunt care comandă un produs, dar de fapt ei n-au nevoie de produsul ăla, au nevoie de ceva mult mai puțin sau mult mai mult. Și atunci oferim consultanța asta ca să, da, recomandări. Ca să ajutăm clientul să ia exact de ce are nevoie, să-i satisfacă nevoile. Am înțeles. Bun, și acum că am trecut prin perioada de bootcamp și prin ce s-a întâmplat în finală, când magazinul a fost live, când ai avut cu adevărat experiența asta de antreprenor, de owner de magazin online, după încheierea concursului cu totul, care sunt lucrurile pe care le-ai învățat și pe care vrei să le aplici sau le-ai aplicat deja, poate, după Business Makeover? Păi, aplic în fiecare zi. Deci încerc să aplic când vine la mine sau obțin o informație care cred eu că e valoroasă, încerc să o aplic cât mai repede. Uh-huh. Ai un exemplu acum de, nu știu, informație pe care... Da, uite, de la... din cursurile sau îl urmăresc pe Doru Pelivan foarte mult, îmi place el. Și din cursurile și din informațiile pe care le dă el, am luat informația asta că trebuie să introduci contactul uman în vânzare. Și asta am făcut cu programul ăsta de suport. Și înainte comandă și după comandă. Da, e foarte important partea asta umană și vedeți cum e important să testați ce funcționează pentru voi și să aplicați lucrurile pe care le auziți. Pentru că ne uităm de multe ori la foarte multe webinarii sau citim foarte multe informații, așa cum spunea și Dan, că devorează tot ce există pe internet, dar dacă lucrurile se opresc acolo, nu putem să ne așteptăm să... să fie o creștere așa imensă. Trebuie să aplicăm lucrurile respective. Bun. Vreau să te mai întreb de lucruri pe care vrei să le aplici, pe care le-ai aflat din Business Makeover și de la, nu știu, de la jurați, din discuțiile pe care le-ai avut cu noi, din sesiunile de mentorat și după aceea de un plan de viitor. Am învățat de la, cam din toată experiența Business Makeover, că trebuie să fii implicat. Da, asta e cel mai important lucru, după părerea mea. Nu ai de făcut un task. Acum v-am zis că mi-am împărțit pe task-uri. Task-urile alea le făceam, dacă mi le-am împărțit pe două săptămâni, nu știu câte task-uri, le terminam într-o săptămână. Da, da, da. Și la fel, da, cam orice am avut de făcut, mi-am calculat cam cât am nevoie, dacă nu știam să fac un anumit task, mi-am calculat cât am nevoie să-l învăț, după aia să-l fac. Dar cum am fost așa pornit să le fac toate, am făcut tot mult mai repede. Chiar înainte de finală am avut vreo 3 zile când nu mai aveam nimic de făcut și nu vineam să cred, nu se poate, asta e liniștea înainte, e furtună. Și așa și fost într-un fel. Și totuși a fost participantul care a venit cu un plan de business de 30 de pagini ca să... O prezentare avea 30 de pagini, planul... Nu. Deci a fost acolo multă, multă muncă în spate. Bine, Dan. Acum, dacă poți să ne spui ceva așa despre Etronic, ca să rezumăm... Pe ce parte? Să ne explici ce înseamnă Etronic, cu ce vă ocupați, cu ce... Că vă spun de unde, adică un pic mai multă poveste despre cum a început, de unde s-a născut. Că a venit ideea de la asociatul meu și așa, dar am rezonat foarte bine cu ea, pentru că noi aveam un background de pasionați auto. Deci aveam un background de pasiune față de mașini, de domeniul auto. Ok, deci ai ales o nișă de care erai oricum pasionat. Da, plus că în copilăria noastră am copilărit lângă, sau în catodromul din oraș, unde erau carturi, mașini, non-stop, curățam carburatoare la Daci, făceam chestiile astea de mecanică de mult. Cam toți prietenii noștri au
adică mulți dintre ei sunt ori manageri de servisuri, ori mecanici, de unde ne luăm foarte multă informație direct de la sursă. Ce aveți nevoie în serviciu? Păi aia, hai să facem să rezolvăm problema asta. Și o aplicăm la scară mai mare pentru toată lumea. Și mergem pe echipamente inteligente pentru serviciurile auto și pasionat. Care pot fi folosite, multe dintre ele, și de către consumatorul de rând, care nu este mecanic sau nu deține un serviciu. Da, da. Așa mai departe. Cea mai mare parte și valoarea cea mai mare acolo în echipamentele pentru servisuri. Că ajutăm real managerii și mecanicii care au ei serviciul lor să rezolve problemele sau să diagnosticheze problemele mașinilor mult mai repede decât făceau până acum. Plus că ne ajută și cumva evoluția parcului auto din România. Da, 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 da. Că încet a ajuns la maturitatea la care nu prea mai poți să lucrezi la nicio mașină fără o diagnoză profesională. Bun, deci asta înseamnă că e-tronic este foarte important pe piață și că Dan și echipa din spatele proiectului e-tronic a venit să soluționeze niște probleme care există în piață. Noi ne bucurăm foarte mult că am povestit azi, ne bucurăm foarte mult că ești câștigătorul Business Makeover, pentru că motivația pe care a avut-o Dan și consecvența pe care a avut-o au fost foarte importante. Așa cum spunea și el mai devreme, cel mai important este să fii motivat, să-ți împarți task-urile, să fii organizat, să fii consecvent, să nu lași lucrurile de pe azi pe mâine și, bineînțeles, să te informezi și să acționezi în urma informațiilor pe care le-ai primit. Noi o să ținem aproape și chiar sunt curioasă să mai discutăm, să vedem ce se mai întâmplă cu e-tronicul în viitor. Da, și eu aștept. Mulțumim. Să mergem. Poate că începutul e un pic mai greu, așa, ca la o plantă, știi? Până crești un pic, ia mai mult, dar după aia prinde vânt. Cu siguranță o să fie o evoluție frumoasă, pentru că avem încredere în proiectul tău și cred că și tu ai prins așa da. Încredere și puteri după discuțiile cu jurații și după Business Makeover. Pentru că dacă ai câștigat, înseamnă că este ceva acolo în spatele e-tronic, așa că abia așteptăm să vedem ce se întâmplă și în viitor cu proiectul acesta. Salut! Thank you.